Sunt bucuros să ne întâlnim iarăși să studiem cuvântul Său. Avem o temă foarte importantă legată de cel care este nădejdea și esența speranțelor noastre, și anume Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cu această ocazie vom vorbi studiind, bineînțeles, cu o bază puternică a Scripturii despre Fiul lui Dumnezeu văzut în cele mai îndepărtate momente din istoria Universului, fie cele mai îndepărtate momente din istoria Universului în trecut, fie din cele mai în... în viitor îndepărtate momente pe care Scriptura ni le descrie. Una dintre cele mai nenorocite erori derivate din doctrina, din dogma Trinității, este că Isus, realmente nu este Fiul lui Dumnezeu. Poate unii trinitarieni se gândesc că ei nu pot să creadă așa ceva, ei cred că, realmente, Isus este Fiul lui Dumnezeu. Nu are cum să fie Fiul lui Dumnezeu dacă sunt trei persoane coegale, coeterne, niciuna nu este tată, niciuna nu este fiu, niciuna nu este înaintea celeilalte, niciuna nu este mai mare decât cealaltă. S-a ajuns chiar să se spună, citez, o nefericită formulare, un conducător. Lider religios folosea chiar această exprimare, o nefericită formulare, este că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Eu zic că este cea mai fericită formulare și nu doar că e formulare, este cel mai clar adevăr pe care Dumnezeu ni-l dăruiește și fără de care Evanghelia nu are valoare. Este scurcircuitată. Haideți să vedem ce ne spune Biblia, nu să avanți în teologie și nu oamenii, pentru că. Să vă spun sincer, suntem de ieri de alarte pe pământul acesta, nu știm mare lucru. Începem de abia să bâșbâim, nici măcar nu știm mare lucru despre noi înșină. De abia începem să ne familiarizăm cu anumite aspecte legate de ființa noastră. Cu atât mai mult, ce am putea să știm noi despre un Dumnezeu care este dincolo de vizibil? Nu care trebuie perceput prin credință. Ce am putea să știm despre timpurile îndepărtate înainte de a fi fărâma pulberii făcute? Înainte ca acest pământ să ajungă la existență, ce putem ști noi despre timpul acestea atât de îndepărtate decât dacă credem exact ceea ce Dumnezeu ne spune în cuvântul Său? Altfel, este doar pură speculație, este o filozofie omenească alunecoasă și periculoasă. Avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Vă spun la orice subiect al Bibliei, cu atât mai mult când vorbim de lucruri care sunt dincolo de posibilitatea noastră de a le atinge, de a le pipăi. Trebuie să avem revelația lui Dumnezeu, trebuie să avem o descoperire clară, o bază puternică a scripturii. De aceea, acest subiect nu va însemna o filozofie să întind de lucruri și să scot din alb, gri sau chiar negru, ci va fi o citire exactă, fără nevoie de interpretări. Pur și simplu vom studia și vom vedea în modul cel mai direct ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Fiul lui Dumnezeu. Nu studiem tot ce ne spune despre Fiul lui Dumnezeu, studiem doar ce ne spune despre cele mai îndepărtate momente în trecut și ceea ce urmează în viitor. Bun. Haideți să citim Proverbe 8:22 până la 31. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui. Traducerea fidelă relatează mai exact Domnul m-a avea în începutul căii sale. În loc de m-a făcut, Domnul m-a avea în începutul căii sale. Înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie. Cornilescu revizui GBV 2001, din eternitate am fost unsă. Ceea ce are o, o, bază puternică și în alte părți ale Scripturii. În Evrei, capitolul 1, Domnul Dumnezeu m-a uns mai presus cu un duc de bucurie, mai presus de și mai de slujbă, vorbind de Fiul lui Dumnezeu. Deci, din eternitate am fost unsă, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Deci, vorbim despre un moment înainte de a fi ceva creat înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri. Aici spune mai precis că e vorba de ceva care a fost născut. E vorba de înțelepciune aici. Sigur, înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine e înțelepciunea lui Dumnezeu? Nici izvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulbera lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Deci alături de Domnul a fost cineva de față, cineva care a fost născut înainte de orice lucrare a creației. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit în orisul și când a oțâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el. Este interesantă traducerea Cornilescu Revizui 2001, un manuscris redă -red în altfel, în loc de eu eram meșterul lui la lucru lângă el, eu eram copilașul dragostei lui. Înainte de a se începe creația, tatăl era împreună cu cineva, Meșterul lui, spune Cornilescu, alte traduceri, copilașul dragostei lui. Nu a fost singur, era cu cineva. O altă ființă despre care se spune că a fost născută, nu? Care este numită în același timp înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că toate le-a făcut prin acest meșter, care este numit copilașul dragostei lui. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului și găsindu-mi plăcerea în fii oamenilor. Cine e înțelepciunea lui Dumnezeu? Fără să forțăm nota. 1 Corinteni 1 cu 30. Și voi, prin El, adică prin Dumnezeu, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Pavel îl numește și el, exact cum manuscrisul spunea, eram copilașul dragostei lui. Coloseni 1,13 cu 13 și 14, el ne-a izbăvit, Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Deși Pavel îl numește fiul dragostei lui, acela în care își pusese Dumnezeu toată plăcerea, toată iubirea Domnului era în această ființă de care se spune că a fost născută, nu creată, născută înainte de orice lucru al creației, pentru că toate au fost făcute prin el, prin acest meșter. Nu? El era meșterul lui, adică cel care execută. Dumnezeu era cel care a spus să se facă aceste lucruri, iar executorul era această ființă care au fost într-o armonie și o tovărășie deosebită înainte de a fi prima fărâmă a pulberii acestei lumi. Deci vorbim de un moment îndepărtat în care cineva era cu Dumnezeu și cineva, acest cineva a fost numit copilașul dragostei lui, copilul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu înainte de creație. Înainte ca să ignie o ființă creată, a fost tunsă din veșnicii, fiul dragostei lui născut înainte de a fi adâncuri sau de a fi așezat temeliile munților, pentru că toate acestea în realitate au fost făcute prin copilașul dragostei lui, prin fiul lui Dumnezeu, în care și-a găsit toată plăcerea. Pavel numește fiul dragostei lui. În Coloseni 1 cu 15, 16 și 17, același lucru e întărit de Apostolul Pavel. Despre Isus, Fiul lui Dumnezeu, se spune, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt sus în ceruri și pe pământ cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domni, fie dregătorii, fie domni, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Observăm că Dumnezeu a făcut toate lucrurile prin El. Așa că El nu poate să fie partea creației lui Dumnezeu. El este creator împreună cu Tatăl. Au fost făcute și sunt susținute toate prin El. De ce? El este Divin, el este Fiul lui Dumnezeu, e copilașul dragostei lui Dumnezeu. De când e Fiul lui Dumnezeu? Nu de-aia de Nu este de la întrupare, pentru că aici citim despre Fiul Dragostei lui. De când? Înainte ca să se fi făcut pământul și munții, să fi întemeiat prima fărâmă de pulbere. Deci, înainte de creație, el era copilașul dragostei lui Dumnezeu. Nu a primit această doar denumire metaforică, poetică, alegorică, ca un titlu când a venit pe pământul acesta. A fost Fiul lui Dumnezeu, dinainte ca să fi făcut prima fărâmă, înainte de creație. Pentru că tot ce a fost creat a fost făcut prin el. Și pentru el și sunt susținute prin Fiul lui Dumnezeu. Spiritul Profetic confirmă exact această idee. Îmi place atât de mult uh, precizia exprimării și claritatea la un subiect delicat și important. Citesc din Patriarh Profețele în White, pagina 35. Suveranul Universului, observați cum îl numește pe Tatăl, suveranul Universului, nu a fost singur în lucrarea sa de binefacere, de creație. El a avut un tovarăș. Un conlucrător, nu se vorbește de mai mult, se vorbește de un singur conlucrător, Fiul lui Dumnezeu, care putea aprecia planurile sale și putea fi părtaș bucuriei sale, de a da fericire ființelor create de el. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, el era la început cu Dumnezeu, Ioan, capitolul 1, primele două versete: Hristos. Cuvântul, singurul fiu al lui Dumnezeu era una cu veșnicul tată, în natură, în caracter și în scop. Nu era o singură ființă. Era una în natură, avea aceeași natură divină, că se născusă din Dumnezeu și nu putea să fie decât ceva. Tot de aceeași natură, era în același timp în caracter, avea un caracter identic, același caracter perfect și aveau același scop. Singura ființă care putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu. Nu? Și sfatul păcii a fost făcut între ei doi. Vorbește prin Zaharia, Domnul, nu? Ei doi au fost împreună, un tată și un copilaș al dragostelui, un fiu singurul care putea la dimensiunea aceea să aprecieze planurile lui Dumnezeu și în care suveranul Universului își putea găsi bucuria. Da? Vorbim de timpuri îndepărtate. Îl vor numi minunat sfenic Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. O bârșie a lui se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mica 5 cu Doi, Se vorbește de zilele veșniciei. Practic spunea Wagner în neprihănirea lui Hristos înainte de orice timp. Dar a avut o obârșie, a fost undeva în veșnicie când el s-a născut din tată. La tânii se spune, nu adăugăm nimic în plus, nu scoatem nimic în plus. Nu-s versete de aruncat, nu-s versete de ignorat, nici de adăugat ceva. Nu spune nimic mai mult decât exact ceea ce ni se spune. Sunt lucrurile de care avem nevoie, atâta tot. Dumnezeu a văzut exact ce avem nevoie ca să știm în această direcție. Fiul lui Dumnezeu, el însuși, declară despre sine, Domnul m-a făcut cea din tine dintre lucrările lui. Eu am fost așezată din veșnicie când a fost pus temelile pământului, era meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui jucând neîncetat înaintea lui. Adică se citează exact ce am citit mai devreme, se citează din Proverbe, capitolul 8, aplicându-se direct acest citat la Fiul lui Dumnezeu care declară despre sine că El este aici, copilașul dragostei sale, așa că El era Fiul lui Dumnezeu. Nu când a venit, s-a născut din Fecioara Maria. Când s-a născut din Fecioara Maria, nu a devenit Fiul lui Dumnezeu, ci a devenit Fiul omului. A fost nevoie să se nască din Fecioara Maria pentru a deveni om, ca atare Fiul al omului. Ideea este doar o, o șmecherie teologică de prost gust și foarte periculoasă. Un sofist, ca să spui că Fiul lui Dumnezeu a, -a, a, a luat această denumire poetică, domnule. este doar pur și simplu ca să ne încânte printr-o metaforă. Dar în realitate, era Fiul lui Dumnezeu copilașul dragostei sale de când a fost născut din veșnicii, înainte de creație, pentru că toată creația a fost făcută prin el, susținută prin el și pentru el. Uh, am să trec la Pavel, care este un erudit. Petru, colegului, spune că în, în scrierile lui Pavel sunt lucruri uneori dificile de înțeles, pe care cei slabi și nestatornici le răstălmăcesc pentru pierzarea lor. Pavel este un erudit. Pavel, cei care studiază epistolele, își dă seama că are o complexitate de exprimare, un echilibru. În ceea ce spune, o ordine atât de precisă, Dumnezeu a reușit să folosească această unealtă într-un mod binecuvântat. Epistola către Evrei se concentrează special asupra Domnului Isus Hristos, asupra Fiului Dumnezeu, personalității Lui. Într-o anumită ordine, în primul capitol. Deci există o ordine în epistola către Evrei. Toate țintesc către cine este Isus Hristos, pentru că El este esența Evangheliei. În primul capitol se vorbește de Isus ca fiul al lui Dumnezeu din veșnicie. În al doilea capitol se vorbește de Isus făcut asemenea nou. Nu? Părtași cărnii și sângelui, citesc din Evrei 2, ca orice copil al umanității, fiind încercat în toate lucrurile ca și noi, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi un mare preot milos. În următoarele capitole se vorbește de Isus Hristos înălțat la cer ca, ca mare preot. Isus, Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, Isus venit pe pământ ca Fiul al omului și după aceea continuând Isus mijlocirea la dreapta lui Dumnezeu începând serviciu în sanctuarul ceresc. Punctul cel mai important este că avem un mare preot, continuă Pavel. Deci există o cursivitate, o descriere cursivă a cine este a personalității Domnului Isus Hristos. Noi nu vom investiga totul, deși tot e important. E foarte important să vedem și să înțelegem ce a însemnat ca Isus să vină ca om aici și să ia un trup ca trupul nostru. E foarte important lucrarea lui de mare preot. Trebuie studiată cu atenție tot ce e legat de el este ceva mântuitor, este ceva cu importanță salvatoare. Noi studiem astăzi despre Fiul lui Dumnezeu din cele mai îndepărtate momente ale istoriei Universului, iar aici Pavel ne vorbește ceva unde nu mai găsim în altă parte în Scriptură. Am citit din Cartea Proverbe și am văzut înainte de orice fărâmă, orice pulbere a Pământului, era cineva la lucru lângă el, meșterul lui, copilașul dragostei lui. Acum citim despre un moment în istoria Universului foarte vechi. Capitolul 1 din Evrei îl descrie pe Fiul lui Dumnezeu cu mult timp înainte de întrupare și relația sa cu Tatăl, arătând diferența uriașă între Fiul lui Dumnezeu și îngeri. Îngerii creați. El este mult mai presus de ei. De ce? Pentru că el a moștenit prin moștenire, are natura lui Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, el este Dumnezeu, este divin. Deși el nu este singurul Dumnezeu adevărat care este o referire la suveranul Universului. El este Dumnezeu, este divin pentru că are natură divină. Da? Are aceleași proprietăți ca și natura lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce ne spune Pavel în Evrei 1 cu 1 până la 14, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și multe chipuri. Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care au fost făcute și veacurile. Vă rog să fiți atenți la fiecare afirmație. Prin el, prin Fiul lui Dumnezeu a fost făcut secolele sau veacurile sau timpul, dacă vreți că veac, secol e o unitate de timp. Prin el a fost făcut Timpul măsurabil înseamnă că el este înainte de timpul măsurabil undeva în veșnicie. El, tot despre Fiul lui Dumnezeu, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui, adică a lui Dumnezeu. Ființa lui Dumnezeu e întipărită în natura lui și care ține toate lucrurile, toată creația, prin Cuvântul puterii lui este și susținător al creației. Vă dați seama cine este Fiul lui Dumnezeu. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. El a primit un nume prin moștenire, nu l-a căpatat printr-o izbândă, printr-o ispravă, printr-o anumită lucrare, a făcut ceva și a primit titlul de nu știu ce. El l-a moștenit numele ăsta. Cine poate? Un copil moștenește numele tatălui său. Pe mine mă cheamă Nicola, pentru că pe tatăl meu l-a chemat Nicola, iar eu, numez, eu primez numele de familie. Numele de familie pe care l-a primit Isus este Dumnezeu. Asta e numele de familie. Așa că nu e nicio greșeală ca și eu și tatăl meu să ne putem prezenta cine ești. Dar la întrebarea cine ești, dacă spun sunt Nicola, credeți că greșesc vreun pic? Dacă el spune sunt Dumnezeu, greșește vreun pic folosind numele de familie, dar când eu spun numele de familie Nicola, cu siguranță că eu nu spun că eu sunt tatăl meu. De ce? Pentru că mai am un prenume care mă diferențiază, nu? Și nu el a moștenit de la mine numele, ci eu am moștenit de la el numele, apartenența la familie. El a moștenit un nume nu de creatură, de ființă, de îngere, a moștenit numele de Dumnezeu de la Tatăl Său. Dacă el vine să prezintă ca Jehova, asta e în dreptul lui ca să se prezinte pentru că e numele de familie, ca Dumnezeu. Dar el nu este singurul Dumnezeu, el nu e Tatăl, sub nicio formă. Dacă nu facem o astfel de diferență, ajungem la confuzii teribile și la încurcături, ceea ce se fac în mediul teologic atât de ades. Căci căruia dintre îngeri a zis el, adică Tatăl, vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Aici se vorbește de diferența între Fiul lui Dumnezeu, care e mult mai presus decât îngeri, pentru că am oștenit acest nume de Dumnezeu. Nu? I-a zis, e o întrebare retorică, cărui dintre îngeri. Sigur că nu i-a zis niciodată vreun înger astăzi te-am născut. Pentru că i-au zis îngerilor, fiecărui înger și fiecare ființe create, i-a zis astăzi te-am creat. A fost un timp în care a fost făcută fiecare ființă, într-o anumită ordine, dar a fost un timp când a fost făcută. Nu i-a zis niciuna astăzi te-am născut, Fiul lui Dumnezeu nu-i creat, nu-i făcut, este singurul născut din Tatăl și am moștenit pe baza acestei legături cu Tatăl, am moștenit un nume, numele de, de, Dumnezeu. Dar în același timp găsim aici, ce găsim, prieteni? Că a existat un astăzi, astăzi te-am născut. Cât de departe? Nu știm decât ceea ce ne spune în, în, veșnicie că timpul a fost făcut prin, prin el, în veșnicie, a cărui o bârșie, origine, se găsește în zile, practic, nici nu putem merge cu mintea. Este în veșnicie, a fost cumva când a fost născut din Tatăl. Practic, pentru noi e ca și când este veșnic, nu? Pentru că timpul măsurabil a început odată cu lucrarea de creație, când au început să fie ființele făcute, dar aceste ființe erau făcute prin el. Și iarăși îi zice. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii să i se închine. Toți îngerii să i se închine. E foarte interesant aici. Atât de mult am stat asupra acestui aspect să mă gândesc la fiecare cuvințel și la semnificația lui. Tatăl se vorbește că îl duce iarăși în lume pe pe fiul său. Pe cel întâi născut și dă porunca tuturor îngerilor, toți îngerii să i se închină. Cine duce pe cine, e întrebarea. Hai să răspundem meticulos, simplu și frumos. Cine duce? Când este vreodată de rezolvat o problemă, cine, pe, spre exemplu, ai pățit ceva la școală, cineva a avut o problemă cu tine. Tu te duci cu tatăl sau tatăl vine cu tine de mână, nu? Și le explică celorlalți, nu? Tatăl îl duce pe fiul său în lume și nu-i vorba în lumea asta, că evenimentul observați n-a avut loc pe pământ. Dacă îl căutați pe pământ, nu-l găsiți. E vorba de univers. Lumea lui Dumnezeu era universul. Când a avut acest, îl duce iarăși în lume. Când se lămurește problema aceasta în fața îngerilor. Cunoașteți în istoria e Universului, un eveniment, un timp în care a fost necesară lămurirea poziției Fiului Dumnezeu, a diferenței care există între El și Îngeri și să li se ceară să se închine în fața Fiului lui Dumnezeu. A fost nevoie vreodată? Este un iarăși acolo. Și când duce iarăși în lume, înseamnă că îl duce a doua oară. A fost odată când a fost contestată poziția, când a fost la început. Când fiecare ființă a deschis ochii și a devenit Adam când a devenit o ființă vie, nu a început să vieze, să trăiască, nu? Cu cine credeți că a fost? Cu cei care au creat, cu tatăl prin fiul, nu? Întotdeauna. La început n-a fost contestată poziția fiului lui Dumnezeu. Dar a existat cineva care a contestat poziția fiului lui Dumnezeu. Nu a tatălui, să știți. Asta era de necontestat. Dar fiul lui Dumnezeu, care era un fel de mediator între Dumnezeu suprem și ceilalți, au început o ființă care credea că și ea este foarte strălucitoare, dar care nu era altceva decât un înger creat, care nu avea natura divină, care nu putea să intre în lui Dumnezeu, a contestat această poziție. Ei bine, îl duce în lume pe întiul său născut și poruncește îngerilor ce să facă, toți îngerii să îi se închine. Asta este un moment foarte departe în istoria trecutului, când păcatul a început să dospească în universul lui Dumnezeu, nu? Când a existat acea ființă, conform cu Isaia și Ezechiel, care a spus, tu zicei în inima ta, mă voi sui, voi sta, mai presus de cel, pe cel preanal, voi sta pe muntele adunării Dumnezeilor, lor, da? La capătul nordului, amiază noaptei. Nu acolo unde era tronul lui Dumnezeu, voi fi acolo, nu ca cel prea înalt am să fiu. În realitate această poziție nu putea ocupa o ființă creată, un înger, cât de strălucitor, pentru că în realitate era creatură care pur și simplu depindea continuu de susținere. Nu avea viață în sine, nu era divin, nu era Dumnezeu, nu? Nu era decât creat și considera ca un copil al lui Dumnezeu, că și noi suntem considerați, dar într-un mod diferit decât este singurul născut al lui Dumnezeu. Noi putem ajunge părtași de natură divină, nu? Prin relația cu Dumnezeu și locuirea lui Dumnezeu. El e părtaș în alt fel, el este părtaș la toată natura, oare într-un mod întipărit natural în el. Este născut din Dumnezeu, e creator cu Tatăl și susținător a toată creația. Așa că îl duce pe cel întâi născut și zice toți îngerii să îi se închine. Asta e departe în trecut când se lămurește poziția lui. Ele nu spune foarte clar în Patria și Profes 3637, îmi place de așa de mult. A fost unul care a pervertit libertatea pe care Dumnezeu o acordase creaturilor sale. Păcatul a început în acela care, după Hristos, fusese foarte mult onorat de către Dumnezeu și care era printre locuitorii cerului în poziția cea mai înaltă. În ceea ce privește puterea și slava, Lucifer, fiul zorilor, a fost întâiul între heruvimii ocrotitori, sfânt și fără prihană. Nemulțumit cu poziția sa, deși onoral mai presus de oștile cerești, el s-a aventurat să poftească închinarea cuvenită numai Creatorului. În loc de a căuta să facă din Dumnezeu obiectul suprem al sentimentelor și ascultării tuturor ființelor create, strădania sa era aceea de a-și asigura pentru el slujirea și credincioșia lor. Și, poftind slava cu care tatăl cel veșnic l-a investit pe fiul său, vă mai repet, ar fi bine să însemne ceva cuvintele acestea pentru Dumnezeu, și poftind slava cu care tatăl cel veșnic l-a investit pe fiul său, la ce poftea? Slava care era și poziția care era a fiului lui Dumnezeu, pe care o dăduse cine l investise pe fiul lui Dumnezeu? Tot tatăl, da? Acest prinț, al îngerilor, aspira la puterea ce constituia în exclusivitate una din prerogativele lui Hristos. Observați care era poziția disputată, nu al tatălui, a tatălui nu a fost niciodată, că nimeni nu a contestat această poziție, nu? Ci era vorba de poziția Fiului Dumnezeu, locul Fiului Dumnezeu, de aceea a fost nevoie să-L ducă în lume, nu? Și să spună, El nu e ca voi, El e Fiul meu, e din, născut din mine, prin El voi ați fost creați, El e diferit E atât de diferit cum sunt eu diferit de voi. Nu. Și a spus toți îngerii să-i se închine. Lucifer a îngăduit ca gelozia față de Hristos să predomine să-l facă mai categoric. Disputarea supremației Fiului Lui Dumnezeu și în acest fel discreditarea înțelepciunii și iubirii creatorului a devenit scopul acestui prinț al îngerilor. Aici e foarte clar ce poziție a fost disputată. Asupra cărei, cărei poziții și, și, și rol s-a a, -a, -a îndreptat toată furia lui Lucifer. Era vorba de Fiul lui Dumnezeu. De ce a fost nevoie ca ne vrei să ni se spună acest adevăr atât de clar și frumos când îl duce iarăși în lume, zice tot îngerii să iese în chine, da? Și apoi aș vrea să mai citesc Și despre înger zice, din vânturi face îngerai lui, dintr-o flacăre de foc, slujitorea lui, pe când fiul lui. Observați cum se vorbește aici. Peste tot aici nu se spune nici măcar Iisus Hristos. Evită să zică Iisus Hristos, folosește numai fiul, fiul. Și asta discută despre trecutul îndepărtat. E fiul lui Dumnezeu din, de la început, de când a fost născut, din tatăl. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie Dumnezeule este în veci de veci, tuiagul domniei tale este un toiag de dreptate, citează din psalm, îl numește divin Dumnezeu aici. Sigur aici imediat trinitarienii se încurcă, o încurcătură de asta care nu mai scot, nu mai scot la capăt, vezi că îl numesc Dumnezeu, sigur cine nu a zis că nu este Dumnezeu. Din perspectiva că e Fiul lui Dumnezeu, are natura Tatălui, este divin 100%, este Dumnezeu 100%. Numai că Biblia folosește tot un cuvânt numit Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat care este dedicat unei singure ființe, suveranului Universului. Pentru că aici continuă, tu ai iubit neprihănirea și ai urât de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie mai presus decât o vară și tăi. Și iarăși, la începutul Doamnei întemeia pământul, cerurile sunt lucrea mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate la venirea lui, nu? Dar tu ești acela și anii tăi nu se vor sfârși și cărui dintre îngeri a zis el vreodată șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Deci arată diferența copleșitoare între el, fiul lui Dumnezeu care e divin și îngeri. Dar în același timp, în timp ce el este divin Dumnezeu, din perspectiva naturii sale și a poziției sale ca fiu al lui Dumnezeu, el are un Dumnezeu. Același adevăr rezultă foarte clar. Dumnezeule, Dumnezeul tău, deci ca atare, el însuși privește o ființă ca suveran al Universului și acea ființă e Dumnezeu pentru el care e divin. Dacă am folosit în loc de du Dumnezeu cuvântul divin, ar fi mai ușor să facem diferența. El ca ființă divină privește pe Tatăl ca Dumnezeu pentru că el a fost uns de tatăl său pentru toate lucrurile. El are tot ce are Dumnezeu, dar toate le-a primit. Sigur, pe când tatăl nu a primit nimic înainte de la cineva, el este sursa, este izvorul universului. Bun, să mergem mai departe. Biblia asta ne spune despre cele mai îndepărtate timpuri din istoria universului despre acea persoană care este fiul lui Dumnezeu, da? Acum să mergem către viitor, către cele mai îndepărtate momente ale viitorului despre care vorbește Biblia, da? Care sunt acele cele mai îndepărtate momente? Nu. Când păcatul se termină, când tot ce a fost păcat aici se duce, când moartea nu mai este, când este restaurată ordinea unii versului, da? Hai să mergem. Cine ne duce către acel timp? Sigur, vom găsi doar în Apocalipsa și vom găsi în epistole lui Pavel. Întâia Corinteni 15, 22 se vorbește un capitol despre învieri, nu? Învierea finală și timpul când moartea va fi înghițită de biruință, unde mai ești moarte, s-a dus și moartea, nu? Și locuința morților, cum spune în Apocalipsa, da? Despre acele timpuri îndepărtate vorbește. Și după cum toți mor în Adam, 1 Corinteni 1522 22 la 28, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetăi lui Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui sunt cei care sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, e vorba nu de sfârșitul acestui pământ, e vorba de sfârșitul tainei păcatului, da? e vorba de sfârșitul eradicarea păcatului. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția mâinile lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, da? După ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, că și trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, acum atenție la acest verset a tot important. Dumnezeu într adevăr a pus toatele, totul sub picioarele lui. De Hristos e vorba, da? Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui Hristos. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că în afară de cel ce-i a supus totul. Deci Hristos va domni asupra tuturor domnilor și asupra tot ce înseamnă creație, nu? ca domn al domnilor și împărat al împăraților. Cine îi supune toate lucrurile și îi le dă toate și le pune sub picioare? Dumnezeu Tatăl. Și ce spune Pavel? Intuiesc că înțelegeți că cu excepția cuiva când spune că îi supune toate lucrurile, e cu excepția celui care îi supune, care e mai mare decât el, nu? Cu excepția celui care, în afară de cel care i-a supus totul. Și acum atenție! Și când toate lucrurile vor fi supuse și asta e tare departe în viitor, când totul și moartea e înghițită, nu mai e nici moarte, nu mai e păcat, nu mai sunt păcătoși, nu mai e satana, nu? Se restaurează ordinea care a fost la început, toate sunt supuse lui Hristos sub picioare, totul. Atunci chiar și fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. și nici Dumnezeu aici, totul în toți? E Tatăl Suveranul Universului. Fiul se supune Tatălui. Această e poziția. El este divin. Din perspectiva asta e egal cu Dumnezeu. Punem egal în ceea ce privește poziția. Stă la dreapta lui Dumnezeu întotdeauna. Întotdeauna e la dreapta lui, nu? Întotdeauna i se dă, i se supune. Este făcut într-un anumit fel. Și atunci din nou se restaurează poziția Ordinea Universului Dumnezeu este totul în toți, inclusiv totul în Fiul Său. Doar că într-o măsură inegalabilă față de celelalte recipiente micuțe, pentru că Fiul este întipărirea ființei Lui. Dar însăși Fiul se pleacă, se supune. De ce? Pentru că Fiul privește pe Tatăl ca Dumnezeu al Lui. Domne, de aceea din această perspectivă inclusiv Fiul se închină Tatălui. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în, în toți, se va supune. Asta e ceea ce ne spune Biblia despre timpuri dinainte și timpuri îndepărtate. Se începe cu o ordine, apare dezordinea, apare contestarea poziției lui Hristos, ordinea în cer, are loc marea luptă, îi se supun din nou lui Hristos, toate tatăl le pune sub picior, apoi Hristos recunoaște poziția tatălui și în felul acesta lucrurile se reîntorc cum au fost la Început în cartea Apocalipsei ne este prezentat universul regenerat după dispariția păcatului, cu ființele salvate, cu toate ființele din univers într-un singur cor, să lovim pe cine? Hai să citim Apocalipsa 5 cu 13, 14 și pe toate făpturile, aici e vorba de toată lumea lui Dumnezeu, tot universul strâns, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri. Le-am auzit zicând, acelui da ce șade pe scaunul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi viziceau ziceau și cei 24 de bătrâni s-au rucat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Celui care șade pe tron și fiului său care este miel. Nu găsim o altă a treia ființă, slăvită. Nu găsim nici la creațiune, la început, o altă ființă numită Duhului Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu era însăși Dumnezeu și Fiul Său care lucrau prin Duhul Său în, în întreaga creație. Nu găsim că este slăvită. Nu găsim că a fost disputată poziția cuiva care se numește Duhului Dumnezeu. Asta este doar invenția omenească, e teologia trinitariană care face din Duhul Lui Dumnezeu o a treia ființă vorbim de Fiul lui Dumnezeu, cel care a fost singurul colaborator și tovarăș în lucrarea de creație. Evanghelia are în centru, frații mei, dragostea lui Dumnezeu pentru noi oameni, dragostea unui tată care își dă la moarte pe singurul lui fiu. Forța care ne mișcă nu-i teoria și nici măcar frica de iad, ne e frică că să pierim, dar nu atât de mult încât să ne propulseze să ne schimbăm vreodată. Și nici să ne nimicească vrăjmășia față de bine și față de Dumnezeu. Forța Evangheliei este dragostea. Acea dragoste despre care în Ioan 3 cu 16 textul de aur spune a fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, cine i Dumnezeu aici? Gândiți-vă la ce face referire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia are în centru dragostea unui tată, Dumnezeu, care își dă pe singurul său fiu. Dacă nu credem că Isus e fiul lui Dumnezeu, realmente, în cazul acesta pierdem tot ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. De fapt s-a ajuns să creadă pentru că Isus era divin, Dumnezeu însuși, nu putea să moară, nici nu a murit. Una din noile teorii derivate tot din Trinitate este că Isus nu putea să moară și că atare a fost ceva, un corp care s-a așa, dar el n-a murit niciodată. Distrugem și moartea lui, distrugem și dragostea lui Dumnezeu, că n-a fost un tată care și-a dat fiu, au fost niște roluri jucate. Evanghelia l are în centru pe, pe Hristos sub două aspecte. Am să citesc exact ce înțelege Pavel, care a înțeles profund Evanghelia, despre Hristos. Romani 1 cu 1 la 3. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Versetul 3, ea privește, Evanghelia lui Dumnezeu, ea privește pe Fiul Său. Deci Evanghelia pe cine îl privește? Despre cine este? Pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințenii, îi dovedi cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru. Evanghelia îl privește pe Fiul lui Dumnezeu în două aspecte. Ca Fiul al omului din sămânța lui David care a luat un trup ca trupul nostru, trecând prin încercările noastre, dar din punctul ăla de vedere celălalt, nu e suficient dacă Isus era doar om, nu era suficient, era nevoie de Fiul lui Dumnezeu, dovedi că e Fiul lui Dumnezeu. Partea a doua a Evangheliei este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Asta trebuie să credem. Ce să cred? Creezi tu în Fiul lui Dumnezeu, I a spus orbului vindecat, cred, Doamne, asta a fost nevoie ca să creadă? Să știți, Satan a luptat în ceruri. Acolo i s-a pus capacul. Acolo tatăl a venit cu Fiul și l-a prezentat înaintea îngerilor și a spus: Toți să vă închinați, el este Fiul meu, mic ca voi, el este Creator împreună cu mine, este Divin. Nu. Are o superioritate incomparabilă cu, ce sunteți voi. Este deasupra voastră, nu? Dar credeți că a încetat lupta aceasta. Continuă să lovească în cine? Continuă să lovească în personalitatea Fiului Dumnezeu, în poziția Fiului Dumnezeu. Și acum Antichristul, cel care luptă împotriva lui Hristos și are acel spirit. Haideți să vedem ce ne spune despre această amăgire, despre această lucrare satanică, care a început de mult, dar se va continua în timpul din urmă. 1 Ioan 2, 22. cine e mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe fiul, nu are pe tatăl. Dacă zici că nu este un fiu, realmente nu este niciun tată. Ca să fii tată trebuie să ai, să ai un fiu. Și apoi continuă oricine mărturisește pe fiul. Dacă crezi că este un fiu, înseamnă că crezi, mărturisește și pe tatăl. Ce ați auzit de la început? Asta înseamnă că e un adevăr nu de ieri, de artei, nu de acum 2000 de ani, este de la început. Aceea să rămână în voi. Dacă rămân în voi ce ați auzit de la început și voi veți rămânea în fiul și în tatăl. Acesta e antihristul care tăgăduiește adevărul că există un tată și că există un fiu. Iar lucrul acesta se face de la învoanele creștinității în timpul de față. Din contă se consideră o erezie să crezi că există un singur Dumnezeu și care are un singur fiu. A ajuns să fie eretic pentru, ca, pentru faptul că crezi exact adevărurile fundamentale ale Scripturii. Ba te exclud din biserici pentru un adevăr măresc că mărturisești că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Dar l-au mărturisit și demonii. Te știm cine ești. L-a mărturisesc Petru Chifa și a spus că pe această mărturisire se fundamentează ce? Biserica lui Dumnezeu și nimeni nu poate. Cine crezi că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. A mărturisit sutașul roman. A mărturisit el în fața cu jurământ când l-a întrebat că cine ești? Te jur să ne spui cine ești. Ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Da, sunt! Nu metafore, nu mor pentru o metaforă. Nu mor pentru o alegorie. În astfel de clipe și astfel de adevăr, nu sunt metafore, sunt lucruri foarte sigure, sunt lucruri stabile, sunt lucruri reale. Antia, Ioan 1 cu 1:3 Vreau să încheie cu acest adevăr minunat, cu ceea ce ne cheamă Apostolul Ioan. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul său, Isus Hristos. Putem avea părtășie cu Dumnezeu? Tatăl nostru veșnic și cu Fiul Său, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Avem și este închemat la această părtășie, este închemat să mărturisim acest adevăr pe care Antichristul vrea să-l dărâme. De aceea sper ca din Scriptură, din ceea ce am citit, să înțelegem că Fiul lui Dumnezeu este un adevăr, este o realitate din cele mai îndepărtate timpuri din Universul lui Dumnezeu. Și în același timp este un adevăr care va rămâne până în cele mai îndepărtate Timpul din viitor, nu? Când ordinea Universului se va restaura, există un tată suveranul Universului, la dreapta sa există un fiu din veșnicie născut care este fiul lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, Evanghelia este despre acest lucru. Evanghelia privește pe Fiul Său. De aceea, dacă dai la o parte Isus Fiul lui Dumnezeu, dai la o parte Evanghelia, lovești în exact mecanismul salvator pe care Dumnezeu l-a instaurat pentru salvarea noastră. Iar acestea nu sunt invențiile mele. Sunt versetele astea care nu, nu, nu pot fi demolate. Trebuie să le dăm afară și dăm la o parte cele mai clare versete din scriptură despre acest subiect. Putem filozofa. Și sunt mulți filozofi în o filozofie păcătoasă și alunecoasă care stâlcește adevărul simplu, curat și atât de frumos. Domnul să ne ajute să ne bazăm pe acest adevăr, având și reală cu Tatăl nostru și cu Fiul său, Isus Hristos. Amin!